V-a fost spus vreodată următoarea expresie? Poate mai trist, poate mai apăsat, te-ai schimbat. V-a spus vreodată cineva asta? Dar ați spus vreodată cuiva, te-ai schimbat. Nu mai ești același. S-a petrecut ceva în viața ta, ai luat niște decizii, la câteva răspântii de drum, probabil că ai ales să mergi în alte direcții și nu mai ești omul de ieri. Dincolo de nuanța peiorativă și de puțină judecată pe care expresia o cuprinde, ea dă glas unui adevăr foarte pertinent al vieților noastre. Noi toți ne schimbăm. Ne schimbăm. Nimeni nu rămâne același. Nu se schimbă doar circumstanțele pe care le trăim, nu se schimbă doar responsabilitățile pe care le aveți, mă uit la voi, la vârsta pe care o aveți, sunteți frumoși și sunteți tineri. Nu mă credeți nici la una, nici la alta? La care dintre ele nu mă credeți? Sunteți frumoși și sunteți tineri. Aveți cu siguranță responsabilități. Domnul să vă binecuvinteze. Dar ele vor crește. Pentru că nu se schimbă doar circumstanțele, nu se schimbă doar responsabilitățile pe care le avem, ci adânc ne schimbăm și noi înșine. Nu se schimbă nici măcar omul pe care îl privești în oglindă, doar acela. Deși acum ești tânăr și ești frumos, încetul cu încetul vei constata în oglindă că oglinda începe să arate un om, mai ales după ce treci de 40, credeți-mă, pe cuvânt, un om cu care nu ești de acord. Un om spunea, unul dintre marii jurnaliști români, că în adâncul sufletului nostru rămânem undeva în preajma vârstei de 18-20. Chiar dacă oglinda ne arată un bărbat, poate, sau o femeie la 70-60, în adâncul sufletului nostru încă suntem pe acolo. Nu ne putem percepe neapărat la vârsta asta. Dar nu se schimbă doar omul din oglindă. Nu se schimbă doar circumstanțele prin care trecem. Nu se schimbă doar responsabilitățile pe care le avem, ci ne schimbăm noi, profund noi. Ceea ce trăim și alegerile pe care le facem își pun o amprentă puternică asupra noastră. Deci, faptul că ne schimbăm n-ar trebui să ne îngrijoreze. Este o axiomă a vieții. Noi toți ne schimbăm. Și dacă El ți-a promis într-o toamnă frumoasă că nu se va schimba niciodată, să nu-L crezi. Și dacă ea ți-a zis într-o primăvară nebună că ea nu se va schimba niciodată, să nu-L crezi. Noi toți ne schimbăm. N-ar trebui asta să ne îngrijoreze, ci ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze este direcția pe care o capătă schimbarea noastră. În ce direcție ne îndreptăm? Cine suntem noi cei de astăzi și cine devenim noi cei de mâine? În seara asta vă invit să analizăm, poate un pic mai în detaliu, viața unui om despre care Scriptura spune că a fost cel mai înțelept om care a trăit sub soare. Să analizăm viața unui rege celebru. Să o punem în adevărata lumină, lumina Scripturii, și să lăsăm Scriptura să ne arate cum se schimbă de-a lungul timpului omul ăsta. Atunci când s-a născut omul ăsta, când s-a născut băiatul ăsta, el s-a născut și a venit ca o mare binecuvântare în familia tatălui său. A fost perceput ca un semn al îngăduinței și al grației divine. Atunci când David l-a ținut în brațe, cu siguranță textul Bibliei ne lasă să înțelegem lucrul ăsta. David a privit spre Solomon, băiatul care îi se năștea, cel care trebuia să-l urmeze la tron. A privit cu bucuria cu care privește un om care realizează că ține în brațe simbolul, semnul iertării divine. Dumnezeu îl iertase. Pentru tot ce greșise, pentru păcatul amar, pentru sângele care îi păta mâinile, Dumnezeu îl iertase. Solomon, încă de la început, Biblia ne-l prezintă ca fiind iubit de Dumnezeu. Și așa cum spuneam aici, cum se auzea aici, Solomon poartă această marcă
a iubirii. Când tatăl său îl încredințează unui tutor legal, unui învățător, unui profesor care să le duce, profesorul îi pune un nume. Știți care e numele pe care l-a purtat Solomon, dat de Nathan, tutorele lui legal? E Didia, care tradus înseamnă iubitul Domnului. Așa era. Vă închipuiți zilele băiatului ăsta strigat prin casă, prin castel? E Didia, iubitul Domnului? Fusese iubit de Dumnezeu. Este așa de vizibilă această marcă a iubirii divine, încât profetul Nathan ține la expresia asta, la titulatura asta pentru Solomon. De aici începe Solomon, de la Edidia. Și știți unde sfârșește? Mai există o expresie pe care Biblia o atașează puternic numelui lui. Începe prin a fi Edidia, dar se schimbă. Nu rămâne același. Iar direcția schimbării lui îl poartă către târât de iubire. Cum ajungi? Cum te schimbi în așa fel încât să treci de la Edidia, iubitul Domnului, la Solomon, târât de iubire? Veți remarca și dacă citiți acasă textele acelea din Scriptură care vorbesc despre schimbarea lui Solomon, despre drumul prin viața lui Solomon, veți remarca un lucru fascinant legat de Sfânta Scriptură. Schimbarea în viața lui Solomon nu vine peste noapte, nu vine rapid, nu este foarte vizibilă. Schimbarea în viața lui Solomon, așa cum este adeseori în viața oamenilor, este abia perceptibilă. Și atunci când citești Scriptura, veți constata că Scriptura poate cuprinde inclusiv acest abia perceptibil al schimbării în viața lui Solomon. Nu realizezi decât târziu, mai ales dacă nu citești atent printre rânduri, că împăratul Solomon, că în inima împăratului Solomon a început să se petreacă ceva rău, că direcția pe care o dă vieții lui e rea și că îl poartă departe de Edidia. Dar Scriptura încă de la început lasă câteva cuvinte, câteva idei în subtext care te fac să înțelegi că Solomon se schimbă. Că Solomon trece de la Edidia, iubitul Domnului, și că va sfârși în acel târât de iubire. Începe cu o iubire și sfârșește tot într-o iubire. Începe cu o iubire încântătoare care îl cuprinde, pe care o poartă ca pe un blazon pusă de ceilalți și chiar de Domnul peste viața lui. Și sfârșește într-o iubire care îl devorează. Așa cum probabil că ați văzut imagini din astea, mă gândeam în seara asta că poate ar fi fost potrivit să aduc una, să o punem pe ecran, într-o iubire care îl devorează așa cum o hienă își devorează prada. La capătul drumului, la capătul schimbării sale, Solomon nu va mai putea ține piept. Va fi târât, dus într-o direcție greșită, otrăvită pentru el, pentru familia lui, pentru națiunea pe care o conduce, o iubire care îl devorează pe interior, care îl sărăcește și care, în final, îl va nimici. Iată întrebarea pe care vreau să ne-o punem în seara asta. Cum treci de la Edidia, iubitul Domnului, la un supus orb în fața unei iubiri care te distruge? Care este drumul? Care sunt pașii căderii? Care sunt treptele care te duc, și mi-aleg cu atenție cuvintele, treptele care te duc în beciurile neputinței, incapabil să mai ieși de acolo? Noi oamenii toți ne schimbăm. E un dat firesc. Că ne place, că nu ne place, cel de ieri nu mai seamănă cu cel de astăzi. Iar cel de mâine va fi diferit de cel de azi. Noi oamenii toți ne schimbăm.
Dar Scriptura ne recomandă ca din timp în timp să ne oprim și să ne analizăm. Nu schimbarea este problema, ci direcția pe care schimbarea o poate căpăta. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 13 cu 5, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă. Permiteți-mi înainte de a analiza viața lui Solomon să spun doar două lucruri importante despre schimbare, două lucruri pe care cred că fiecare dintre noi trebuie să le știe, pe care fiecare dintre noi trebuie să le ia în considerare. Unu, schimbarea se poate produce fie spre bine, fie spre rău, pentru absolut oricine. Pentru absolut oricine. Nu contează cine sunt. Eu mă schimb. Ba mai mult, cine sunt nu contează nici măcar în direcția schimbării mele. Oricine se poate schimba înspre bine și oricine se poate schimba înspre rău. Se poate schimba înspre bine o persoană care este acum la pământ. Se poate schimba înspre bine o persoană care este devorată acum de dependențe, de nenorociri, de necazuri, de situații complicate, de efecte a unor alegeri dificile ale viața lui. Chiar dacă ești acolo, la pământ, și tu poți să fii schimbat. Trebuie afirmat de la anvonul bisericii ăsteia, de pe scena bisericii ăsteia, ca de pe scena oricărei biserici, că orice om se poate schimba înspre bine. Că Iisus Hristos poate salva orice viață, că Iisus poate schimba și poate transforma orice inimă, poate înnoi orice viață, că poate frânge orice lanț, binecuvântat să fie numele Lui. Vocea vrăjmașului este cea care ne spune că nu mai există soluții pentru tine, că nu mai poți să te ridici niciodată, că nu mai ai nicio șansă să ieși din circumstanța aia aiurea în care te afli, că ai făcut prea multe, că ți s-au îndesat prea multe pe umeri, în inimă, ca să mai poți să ieși de acolo. Dar orice viață poate fi schimbată. Orice viață poate fi schimbată. Le spuneam adeseori tinerilor, pe targa de la Zumurd, când abia ați mai simți pulsul, dacă ți-a rămas minte și dacă mai ai putere să-ți iei pulsul, încă mai ai timp să-i spui, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine. Orice viață poate fi schimbată, dar n-a așteptat să ajungi acolo. În seara asta, acum și aici, vedeți, noi suntem foarte aplecați înspre emoțional. Și am zis că schimbarea trebuie să vină într-un moment, într-o baie a sentimentelor, într-un moment în care suntem copleșiți, răvășiți. Dar schimbarea începe și cu o decizie foarte rece și calculată. Tocmai de aceea, într-o paranteză, fie spus, Spurgeon nu făcea niciodată chemări în față. Le zicea, v-ați hotărât pentru Hristos? Mâine dimineață luni, vă aștept la birou. Atunci vorbim. Ca decizia voastră să fie una rece, calculată, care să vă ducă toată viața. Poți să iei o decizie de genul ăsta? Acum vei spune, dar nu simt nimic. Trebuie să simți. Trebuie să analizezi și să decizi. Să te vezi în lumina cuvântului și să hotărăști. Orice viață poate fi schimbată prin acela care ne iubește, slăvit să fie numele Lui. Deci orice viață se poate schimba spre bine. Dar vă întreb, poate să se schimbe spre rău Edidia? Iubitul Domnului se poate schimba spre rău? Poate să se schimbe spre rău cel care este cunoscut? Cel căruia Dumnezeu îi dă cea mai mare înțelepciune? Se poate schimba spre rău un astfel de om? Vă întreb, se poate schimba spre rău unul care construiește un templu pentru Dumnezeu? Și răspunsurile sunt clare. Da. Da, da, orice om se poate schimba înspre rău. Orice om. Direcția vieții oricărui om poate să ducă fie înspre glorie, înspre binecuvântare, înspre viață, fie înspre beciurile neputinței, spre blestem, spre întuneric. Tocmai de aceea e atât de important, îmi veți spune, dar suntem cam tineri, nu crezi? La 15 ani trebuie să te uiți să vezi în ce direcție se duce viața ta. La 13 ani trebuie să te uiți să vezi ceea ce faci, către ce te duce, către una sau către alta. Ce să mai zic la 18?
la 20, la 22, orice om se poate schimba în orice direcție și tocmai de aceea e atât de important. Ascultați ce zice Apostolul Pavel. Apostolul Pavel vorbește, 1 Corinteni 9 cu 27, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Să mă duc într-o direcție greșită, să o iau să merg pe un drum care nu duce unde trebuie. Evrei 3 cu 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă pe unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dar se poate întâmpla asta? O, da. Primul lucru legat de schimbare. Schimbarea se poate produce fie spre bine, fie spre rău, pentru absolut oricine. Și tocmai de aceea e bine să analizezi. Al doilea lucru legat de schimbare e important. Schimbarea poate fi foarte subtilă. Și pentru că poate fi atât de subtilă, este atât de periculoasă. Probabil că ați cunoscut și voi, poate că sunt, astfel de oameni care cunosc succesul așa și falimentul așa. Azi sunt plini de succes și mâine sunt falimentari. Poate. Pot fi și astfel de oameni. Dar adevărul de necontestat este că în viața fiecăruia dintre noi, schimbarea înspre bine e un proces lung și anevoios. Iar căderea, adeseori, este învâjmântată în straie care nu-ți dau de vadă că tu cazi. Până în momentul în care, cum zicea Domnul Hristos, prăbușirea acelei case a fost mare, subtil, fără să bagi de seamă. Așa cum vom vedea este în viața lui Solomon. Fără să realizezi că se întâmplă ceva. Pur și simplu n-ai fost deschis să te analizezi. Pur și simplu n-ai fost deschis să te întrebi. Pur și simplu n-ai fost deschis ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească, să-ți arate ce e în inima ta și tocmai de aceea să te îndrepte către calea cea bună. Schimbarea poate fi foarte, foarte subtilă. În primele 10 capitole ale cărții 1 Împărați este prezentată viața lui Solomon și nu prea remarcăm că am avea de a face cu un om care se îndreaptă spre târât de iubire. Dar dacă citești atent, sunt cel puțin câteva pasaje care te fac să ridici din sprâncene. Bă, ceva nu e în ordine. Ascultați. În capitolul 3, versetul 1, aflăm că Solomon vrea să însoare. Și știți cu cine se însoară? Cu fica lui Faraon. Și pentru prima dată în text, când încep să zici, serios? Parcă era o lege cu privire la asta. Da, știe Solomon ce știe, că el e înțelept și da. Apoi citești mai departe. Capitolul 4, versetul 26, capitolul 4, versetul 28, constați că Solomon devine un comandant a unei armate foarte puternice. Și iarăși ridici din sprâncene și zici, băi, totuși nu exista o lege și cu privire la asta. Capitolul 6, versetul 38, capitolul 7, versetul 1, constați că sunt câteva detalii acolo care vă vorbesc mai degrabă despre aplecările inimii lui Solomon. Dar iarăși treci peste lucrul ăsta. E atât de subtil, e atât de nebăgat în seamă, e atât de ușor de trecut cu vederea. În capitolul 11, dintr-o dată, se ridică cortina, se ia vărul. Și constați un bărbat ros de iubire străină, așa cum cancerul roade în trup. La început nu ți-ai dat seama că îl mănâncă pe interior cancerul. Acum când vălul se ridică, prea târziu, e copleșit.
afli că a construit altare dumnezeilor străini, aproape fiecărei soții a construit altare, afli că mai mult decât atât, s-a dus să se închine el însuși înaintea acestor altare. Solomon, Iedidia, s-a schimbat și s-a schimbat înspre rău. Și vreau să vă citesc momentele astea, momentele în care Solomon este prezentat și confruntat cumva de Dumnezeu și de toate lucrurile pe care le-a făcut. Ascultați-vă, rog, începând cu versetul 1 al capitolului 11, este un soi de concluzie a căderii lui Solomon. Împăratul Solomon, o ia de la capăt, cronicarul, a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidonite, hitite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele, nici să nu intre ele la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre dumnezeilor. De aceste neamuri, ascultați-vă, rog, cuvântul lui Dumnezeu, felul în care sunt alese cuvintele, de aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. A avut de neveste 700 de creese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au aplecat. Remarcați de câte ori este trimiterea asta către inimă, către iubire. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astrateia, zeița sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care i se arătase de ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu, David, și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. În toate discuțiile pe care Domnul le are cu Solomon, Domnul își alege foarte atent cuvintele, inclusiv acum. Ce îi spune? De două ori Domnul îi spune lui Solomon, dacă voi face ceva pentru Ierusalim și pentru Israel, nu voi face datorită ție. O voi face datorită tatălui tău. Cu mine e terminatul. Nu mai existi în asta. Promisiunile mele nu se vor mai ține în picioare prin tine și datorită ție, ci prin tatăl tău și datorită lui. Cum a ajuns Solomon de la Iedidia la târât de iubire? Trei lucruri. Rapide vreau să vi le spun. Ce a făcut Solomon greșit? Care au fost acele lucruri care l-au făcut să coboare tot mai adânc în întuneric, tot mai rău către neputință? De unde a pornit și cum a ajuns? Și fiecare lucru îl completează și îl adâncește pe celălalt. Unu, și mă voi lega de ideea asta de iubire. Solomon l-a iubit pe Dumnezeu, dar l-a iubit cu limită. L-a iubit pe Dumnezeu, dar l-a iubit cu limită.
A avut o limită în iubirea lui, a avut o graniță, a avut un loc de la care iubirea lui n-a mai trecut. Cumva Solomon, dacă citiți toată viața lui, s-a poziționat deasupra legii lui Dumnezeu, s-a poziționat deasupra acestei legi ca un judecător care decide ce trebuie respectat din lege și ce trebuie lăsat la o parte din lege. Aici începe dezastrul în viața lui Solomon, aici începe falimentul. Când poruncile lui Dumnezeu, deși erau auzite, deși erau înțelese, că nu era analfabet funcțional, ca să nu priceapă ce spune Dumnezeu, Solomon decide, asta țin, cu privire la asta mă mai gândesc. Asta ascult, ai dreptate, cu privire la asta, voi vedea eu mâine. Astea sunt lucrurile pe care inițial Solomon le face și care aduc în viața lui o schimbare care rupe de la Edidia și îl poartă către târât de iubire. Primul lucru, a iubit cu limită. Există, dacă vreți, un capitol dedicat împăraților care cuprinde legi pentru împărați, Deuteronom 17, pe care Solomon îl știa cu siguranță. Acolo erau legi clare pentru lucrurile pe care trebuia să le facă el. Și ascultați Deuteronom 17 cu 16. Dar să n-aibă mulți cai, și să nu întoarcă, ca să nu întoarcă pe popor în Egipt, ca să n-aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Ce zice clar? Să n-aibă mulți cai. Ascultați capitolul 4, versetul 26 până la 28. Mi-l pui pe ecran, te rog. Un împărat, 4, începând cu 26. În Deuteronom 7 este legea, în un împărat, 4, vedem ce a făcut. Solomon avea 40.000 de iezle pentru cai, de la care lui și 12.000 de călăreți. Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de, de masa lui, fiecare luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. Aduceau și ori și paie pentru armăsari și fugari în locul în care se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise. Știa clar care e legea lui Dumnezeu, să nu aibă mulți cai. Primul lucru pe care l-a făcut. Cât putem cumpăra? Cât mai mulți, cu atât mai bine. Legea asta nu era pentru el, era pentru alții. Ascultați, Deuteronom 17 cu 17 îi spune să n-aibă un număr mare de neveste, ca să nu îi se abată inima. Știți câte a avut? Știți câte a avut? Mai multe decât oricare împărat înaintea lui și după el. Știa legea? Da. Ce a decis să facă cu ea? Ce a vrut? Asta nu era pentru el. Știa legea primă legată de puterea militară? Știa. A decis să o aibă. Știa legată de soții? Știa. A decis să aibă. A decis să nu se supună. Știa riscurile? Le știa. Și cu toate astea și-a zis că nu este pentru el. Ascultați Deuteronom 17 cu 17 și să nu strângă mari grămezi de argint și de aur. Și se zice despre el? Vă sunt dintre cei mai abili manageri ai vremii lui. Era atât de abil și de iscusit, inclusiv în negociere, încât toată lumea din jur se ducea la Solomon pentru ajutor. Se zice că primea an de an, numai în urma comerțului exterior pe care îl făcea, 25 de tone de aur. Argintul, în vremea lui Solomon, n-avea nicio valoare. Aurul era omniprezent. Știa legea? Ia. Ce a decis să facă? Da, îngăduiți-mi să-l lăsăm pe Solomon. Noi știm regulile. Și ce decidem să facem cu ele? Iată unde începe adeseori dezastrul în viața multor oameni din biserică, inclusiv tineri. Iertați, trebuie să fiu foarte onest. Aici începe. Când decid că o anumită regulă pe care Dumnezeu o are, pe care biserica o promovează, nu este pentru mine.
Când decid că da, știu că vine de la Dumnezeu, da, este cuvântul Dumnezeu, dar hei, poate că cultural sau tra-la-la sau la-la-la, ne găsim nejustificări în toate modurile. Decid că acel lucru nu este pentru mine. Am văzut dezastre, adevărate dezastre în familii și în viețile oamenilor, plecate de aici, din locul în care au decis că anumite reguli ale lui Dumnezeu nu sunt aplicabile lor. Au decis să devină un soi de judecători ai legii. Asta e bună, asta nu e bună. Asta o țin că îmi place, asta nu o țin că îmi strică. Și permiteți-mi să merg mai mult decât atât. Știți ce, despre ce vorbește această atitudine a lui Solomon de a alege dintre legi ce să păstreze? Vorbește despre inima lui. Știți ce spunea Domnul Hristos? Mă iubiți dacă păziți poruncile mele. În momentul în care punem o limită, în momentul în care în dreptul unei legi spunem nu, pe asta nu mai ascult și chiar dacă nu spunem, trăim în felul ăsta, noi îi spunem lui Dumnezeu, de fapt, te iubesc până aici. Până aici. Până aici. Mai departe nu. Te iubesc până la regula asta. Te iubesc până la limita asta. Te iubesc până la legea asta. Te iubesc până la principiul ăsta. Până aici te iubesc. Te iubesc, Doamne, din toată inima. Cântăm, închidem ochii, ne ridicăm mâinile, ne închinăm atât de frumos. Dar vă întreb în seara asta cu toată responsabilitatea. O zicem pe bune? Pe bune? Chiar îl iubim până la capăt? Chiar nu avem o limită pe care am trasat-o fără să o recunoaștem, fără să o spunem în cuvinte? Iată locul în care trebuie să ceapă pocăința noastră. Spunem, Doamne, dacă te-am iubit până la relația cu prietena mea, dacă te-am iubit până la principiile legate de școală, dacă te-am iubit până la principiile legate de relațiile cu părinții, dacă te-am iubit până la principiile legate de relațiile cu frații și surorile mele, dacă te-am iubit până la nivelul gurii, că n-am dat ascultare faptului că voi da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor, până acolo te-am iubit, Doamne, în seara asta te rog să mă ierți. Zice cineva, amin? Doamne, nu vreau să am limită în iubirea mea. Vreau să te iubesc așa cum tu m-ai iubit pe mine. Și cum m-ai iubit pe mine? Fără limită. M-ai iubit până la capăt. M-ai iubit până la moarte, până la moartea fiului tău. M-ai iubit până la cruce, m-ai iubit până la tortură, m-ai iubit dincolo de cruce, dincolo de tortură, m-ai iubit până la capăt. Remarcați, vă rog, nebunia vieții lui Solomon și adeseori nebunia vieții noastre. Îi spunem celui care ne iubește fără limită. Eu te iubesc din inimă, dar până aici. Până aici. Să nu cumva să-mi pui o regulă în relațiile mele de prietenie. Până acolo te iubesc. Să nu cumva să îndrăznești să-mi spui că față de tatăl meu trebuie să mă port altfel. Că eu până acolo te iubesc. Că pe el nu-l iubesc, nu-l iert. Să nu cumva să-mi ceri să-mi iert frații sau surorile că mi-au făcut mult rău. Eu nu te iubesc atât de mult. Mai mult mă iubesc pe mine. Mai mult iubesc răzbunarea. Mai mult iubesc supărarea. Există o limită față de care nu vreau să trec. Ce nebunie să spunem celui care ne iubește fără limită că eu te iubesc, Doamne, dar iartă-mă până aici, dincolo, nu mă poți însoți. Aici a greșit Solomon. Profund, adânc, în inima lui. Aici a greșit. A greșit în momentul în care a considerat că unele legi nu sunt pentru sine. Și, o, Doamne, vă chem în seara asta să recunoaștem că în vâltoarea vieții adeseori călcăm peste principiile lui Dumnezeu crezând că o vom putea repara mâine. Vă chem să ne supunem legii lui Dumnezeu. Vă chem în seara asta să ne dăruim întru totul totului tot inima lui Dumnezeu și să nu existe limite în dragostea pe care o purtăm, să-L iubim cu toată inima. Întru totul totului tot și toată biserica să zică Amin. Amin.
Aici a greșit Solomon. A iubit, dar a iubit cu limită. Unde a mai greșit Solomon? A iubit pe Dumnezeu, dar l-a iubit neglijent. Neglijent. Nepăsător. Neatent. Neatent la relația cu Dumnezeu, neatent la ce îi spune Dumnezeu, neatent la lucrurile pe care le face, neatent. Neatent la direcția pe care o dă vieții sale, neatent. L-a iubit pe Dumnezeu, dar l-a iubit neatent. Negrijuliu. Neorientându-se, neaplecând urechea, inima spre ce spune Dumnezeu, l-a iubit neatent. M-am întrebat adeseori, m-am întrebat și când pregăteam mesajul ăsta, oare de ce a îndrăznit Solomon să calce peste toate regulile? Le știa. Sau peste cele mai multe dintre ele, peste cele care erau date împăraților, le știa. Numai că le știa pe ele, regulile, dar știa și repercusiunile pe care le poate avea. Dumnezeu îi spunea, ai grijă, vezi, dacă ți ies neveste străine, ele îți vor apleca inima, îți vor târâi inima, ele îți vor alipi inima de Dumnezeu străinii. Te rog, ai grijă cu privire la lucrul ăsta. A fost neglijent. Și neglijența lui a venit din faptul că pe undeva Solomon, eu cred că s-a considerat mai tare decât tot ce era în jurul lui. Mai puternic. A crezut că, da, Doamne, Tu ai dreptate. Nici măcar nu vreau să te contrazic, este exact așa cum spui. Era un om înțelept, cel mai înțelept. Nu l-ar fi contrazis pe Dumnezeu, dar Doamne, come on, mie nu mi se poate întâmpla. Eu nu pot. Eu n-am cum să ajung acolo. Doamne, Tu crezi că femeile alea multe mă vor face pe mine să mă închin unor Dumnezeu? Doamne, trebuie să glumești. Alea sunt multe pierdute prin harem, eu sunt unul și puternic. Doamne, n-au nicio influență asupra mea, n-au nicio influență asupra inimii mele, n-au cum, Doamne, să-mi facă mie rău, că eu sunt Solomon. Și ele? Ele știi pe nume? Solomon, îți vor apleca inima înspre Dumnezeu străin, nu mie, Doamne. Bine? La bătrânețe ce s-a întâmplat? Exact asta. Exact asta. Nu te considera mai prea puternic. Să n-am o părere prea înaltă despre mine însumi. S-ar putea să nu fiu atât de puternic pe cât îmi place să cred. Solomon s-a crezut mai puternic. Mai puternic decât toate femeile acelea, mai puternic decât toate soțiile sale. A crezut că poate să treacă peste toate obiceiurile, să nu le bagi în seamă, să... până când citești ce a făcut. Le-a construit fiecăruia. Voi vă închipuiți nebunia din Ierusalim sub conducerea lui Solomon? Avea 700. Sau zice 300 de neveste și 700 țitoare. Să zicem că luăm doar nevestele. La 300 de neveste a construit 300 de altare. What? Cum adică? Fiecare din ele având preoții lor sponsorizați de către birul pe care îl lua de la izraeliți din visteria care era până la urmă nu a Solomon, era împăratul lui, era a poporului, era în ultima instanță a lui Dumnezeu, luat din visterie și plătea. Cum? Întotdeauna păcatul te va face să plătești mai mult decât îți închipui. Să plătești lucruri pe care nu le-ai negociat niciodată. Întotdeauna va fi așa. Solomon s-a crezut mai puternic. Solomon s-a crezut mai puternic inclusiv în fața bogățiilor. A crezut că bogăția nu intră la inimă. A crezut că da, a acumulat aur, da, a acumulat avere, da, a acumulat putere militară, avea cai, avea călăreți, avea diplomația ridicată la rang înalt, a crezut că toate astea le va controla el pe toate. Nu-i vor intra la inimă, sunt ale poporului, nu sunt ale lui, va rămâne zmerit. Știți ce zic lui Roboam, bătrânii poporului, după ce moare Solomon? Zic așa, tatăl tău a pus peste noi un jug greu. Cum? Păi dar nu era argintul obișnuit la Ierusalim și aurul era în grămezi? Cum să fie un bir greu,
un jur greu. De ce? Pentru că asta făcea Solomon. A crezut că e mai puternic în fața bogăților, dar bogățiile toate l-au impregnat așa de tare, încât în loc să se încreadă în Dumnezeu, că de asta era legea, a început să se încreadă în ce are el, în ce poate el, în cine este el. S-a crezut puternic. Dar nu. Nu era atât de puternic. Vreau să vă spun fiecare dintre voi care sunteți în seara asta aici. Priviți-vă în oglindă. Adesea ne întrebăm în seara asta în ce direcție ne îndreptăm. Noi toți ne schimbăm. Care este direcția schimbării mele? Am început oare să cred că unele reguli nu sunt și pentru mine? Și dacă da, de ce? Mă consider oare mai puternic decât ele? Voi considera că mie nu mi se poate întâmpla? Că eu nu pot să ajung târât de iubire, călcat în picioare de propriile alegeri? Care este direcția schimbării mele? Ce-a greșit Solomon? Solomon l-a iubit pe Dumnezeu, dar l-a iubit cu limită. Până la un punct, până când interveneau acele reguli care nu-i plăceau lui Solomon. Solomon l-a iubit pe Dumnezeu, dar l-a iubit în mod neglijent. A permis inimii lui să fie cucerită de tot soiul de forțe care o modelau, care o năspreau, care o îndepărtau de Dumnezeu, o făceau să fie rea și necredincioasă. Averi, o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le interzisese și pe care el le făcea în fiecare zi. În inima lui Solomon și în inima fiecăruia dintre noi se dă o bătălie teribilă. Diavolul, dacă nu poate să te determine, să pui limită iubirii pe care o porți lui Dumnezeu, măcar să fii neglijent în privința ei, măcar să nu-i dai așa de multă atenție, măcar să nu o privești atât de importantă pentru tine, să mai faci și una, să mai faci și cealaltă, ca încetul cu încetul, pe nesimțite, diavolul să-ți ia inima și să plece cu lanțul legat de ea mai departe. Îți vei da tu seama. Nu acum. Acum toată lumea te apreciază. Acum toată lumea te vede pocăit. Acum toată lumea consideră că ești fată faină, că ești băiat fain. Dar mâine, ne spunea nouă un profesor la facultate, știți cum face diavolul? Vine cu mantia și zice, fă aici, te acopăr eu, să nu te vadă nimeni. Și promit, nu te va vedea nimeni. Regula asta nu e pentru tine. Și chiar dacă ea nu va putea afecta prea tare inima ta, hei, nu vede nimeni. Și după ce ai făcut, zice, ia mantaua, aduce toba și începe să o bată. Uitați-l! Uitați-l! Îl vedeți? Vedeți ce a făcut? Asta e întotdeauna felul în care el procedează. S-a crezut mai puternic. A iubit, dar a iubit cu limită. A iubit, dar a iubit neglijent. Și în ultimă instanță, ultima treaptă pe care calcă Solomon, l-a iubit pe Dumnezeu. Dar într-un final, pentru că l-a iubit cu limită și pentru că l-a iubit cu neglijență, Solomon își părăsește iubirea. Și o lasă. Vă puteți imagina momentul acela în care Solomon se închină înaintea altarului, că asta ne spune textul, dacă veți citi din nou capitolul 11, zice că Solomon s-a dus după Astrateia, zeița sidonienilor, a făcut ce este rău, a zidit pe muntele din fața Ierusalimului, ascultați-vă rog cât de atentă este Scriptura, a zidit pe muntele din fața Ierusalimului. Ce era în Ierusalim? Ce zidise Solomon în Ierusalim? Templul. Deci am putea zice așa, a zidit în fața templului un altar dedicat unei urăciuni, unui Dumnezeu care are urechi, dar n-aude, are gură, dar nu vorbește, are ochi, dar nu vede. Și Solomon, vă puteți imagina nebunia? A părăsit în vale templului Dumnezeu și s-a dus la un templu târât de propria inimă, incapabil să mai facă față
presiunii pe care inima lui o punea peste el. Știți, de două ori Dumnezeu stă de vorbă cu Solomon. Vă rog să citiți acasă a doua intervenție pe care Dumnezeu o are față de Solomon. În cuvinte puține. Noi am zice așa, dacă ai vedea, ai văzut, Doamne, că am luat-o pe dărături, că am făcut ceva, dă-mi în cap să tune, să fulgere, să se construiască nenorociri ca să mă oprească. Dar Dumnezeu este gentleman. Nu face. Și în a doua întâlnire pe care o are, a doua discuție, a doua vedenie pe care o are, în a doua dată când îi se arată lui Solomon, Dumnezeu îi spune toate lucrurile astea, dar cu atenție. Vreau doar să vă citesc un verset pe care Domnul l-are acolo, capitolul 9. În capitolul 9 se întâmplă întâlnirea asta, versetul 3. Și ascultați ce îi zice Domnul. Îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa aceasta pe care a zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu. Și remarcați-vă, rog, cuvintele. Și ochii mei și inima mea va fi acolo pe vecie. Și ce spune Dumnezeu lui Solomon? Solomon, ochii mei și inima mea va fi acolo. Și în subtext este întrebarea asta, degetul ăsta către Solomon. Ochii tăi și inima ta sunt întru totul acolo? În aceeași discuție cu Solomon, Dumnezeu îi spune să păzești poruncile mele. Le păzești? Nu. Începuse să nu le păzească. Inima lui începuse să se dezlipească și într-un final, cu toate prețurile pe care avea să le plătească, din punct de vedere personal, din punct de vedere al familiei, din punct de vedere al nației, într-un final, Solomon își părăsește iubirea. Își părăsește iubirea. Trece de la Iedidia, iubitul Domnului, la Solomon, târât de iubire. Și aici ne oprim și ne întrebăm, care este drumul nostru? Noi cum suntem? În ce etapă suntem? Spre ce direcție se îndreaptă schimbarea noastră? Eu mă schimb, tu te schimbi, noi toți ne schimbăm. Întrebarea este, spre ce direcție se îndreaptă? Iedidia sau iubitul Domnului nu și-a pus întrebarea, n-a avut rugăciunea pe care a avut-o tatăl său David. Și ce zicea tatăl său David? Psalmul 39, versetul 39, versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe calea rea și du-mă pe calea veșniciei. Nu s-a întrebat asta, Iedidia. Dar știți cine se poate întreba asta? Ne putem întreba noi. Ne putem ruga noi, așa în seara asta. Doamne, te rog să mă cercetezi. Vreau să stau în lumina cuvântului tău, cu inima deschisă, cu mintea deschisă și să văd cu adevărat cine sunt și în ce mă transform. Spre ce mă duc acțiunile și deciziile pe care le iau zi de zi. Și vreau să-ți spun și în seara asta, din toată inima mea, că vreau să vin spre tine, că vreau să vin spre lumină, că vreau să vin spre adevăr, că vreau să trăiesc sub binecuvântare. Mă sperie, Doamne, cu adevărat mă sperie, perspectiva de a fi târât într-o zi, ca un neputincios de inima mea. Doamne, nu vreau să fiu supusul inimii mele. Eu vreau să fiu supusul dragostei tale. Doamne, eu n-am încredere în inima mea. Inima mea e rea și adeseori necredincioasă. Eu am încredere doar în dragostea ta. Eu am încredere doar în mâna ta întinsă peste viața mea. Doamne, nu mă lăsa pradă inimii mele. Doamne, dă-mi înțelepciune, dă-mi puterea, dă-mi capacitatea să supun inima mea, prădalnica mea de inimă, voii tale, să o aduc
înaintea ta pe altar și viața mea întreagă o să o trăiesc împreună cu tine. Mă uit la voi, sunteți dragi. Și vreau să vă spun ce am spus adeseori, poate că ați spus-o și la voi. Sunt milioane, miliarde de moduri în care se poate pierde un om. Miliarde. Și când zic se poate pierde, zic om care nu mai ajunge să trăiască împlinirea planului lui Dumnezeu în viața lui. Care nu poate intra în destinul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Care nu trăiește o viață, nu fericită, nu cred în fericire. Nu propovăduiesc fericirea. O viață împlinită. O viață bucuroasă înaintea lui Dumnezeu. O viață aflată sub auspiciile binecuvântării. O viață trăită în lumină. Sunt milioane de moduri în care un om nu mai ajunge la asta. Și sunt, mi-e atât de greu să vă spun asta, sunt așa de puține moduri în care cineva poate ajunge acolo. Poate unul singur. Unul singur, cu siguranță. Iisus Hristos, Domnul. De aceea vă rog în seara asta. Știu, mesajul a fost, și spuneam, dificil, dureros. Nu vrem să ne identificăm cu un astfel de mesaj. Nu vrem să călcăm pe urmele unui astfel de om, cum a fost Iedidia. Dar totuși trebuie, din timp în timp, să ne apropiem de butonul ăla pe care niciunul dintre noi nu vrea să-l apese când vine vorba de viața lui. Reset. Să rearanjăm lucrurile. Să chemăm în camera noastră, în inima noastră, în viața noastră, lumina lui Dumnezeu. S-ar prea putea să nu vrei să aprinzi lumină. E prea multă dezordine. Dar e atât de necesar să o aprinzi acum. Acum. Vă conjur în numele Domnului Hristos. Lăsați lumina aprinsă astăzi. Ca să puteți aranja astăzi lucrurile împreună cu Dumnezeu. Ca mâine să nu vă tărască propria inimă. Ca mâine să nu vă trădeze propria inimă. N-aveți încredere în ea. Aveți încredere doar în Domnul. Cum a iubit Solomon? Cu limită, cu neglijență, părăsindu-și iubirea. Cum să iubim noi pe Domnul? Fără limită, cu atenție, lipindu-ne tot mai mult de El. Și zic, Doamne, ajută-ne. Mai zice cineva amin? Aș vrea ca fiecare dintre noi să poată spune asta lui Dumnezeu în rugăciune. În cuvinte simple, în cuvintele noastre. Spuneam adeseori, nu-L învățăm pe Dumnezeu teologie, n-are nevoie să fie învățat de noi teologie. Trebuie să-i spunem ce e în inima mea, uitați-vă la psalmi, acel spectru atât de colorat, de vaiete, de bucurii și de plânsete înaintea lui Dumnezeu. Cu spectrul ăsta, așa cum suntem, vreau să venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, ai milă de mine. Ai milă, Doamne, de mine. Nu vreau să mă pierd, nu vreau să mă pierd, chiar nu vreau. Și sunt o mulțime de decizii pe care trebuie să le iau. Nu vreau să mă pierd. Ai milă de mine. Ține-mi inima în palmele tale și cucerește-mă pentru totdeauna cu iubirea ta. Doamne, dă-mi puterea asta să respect legile tale, să prețuiesc legile tale și să le consider pe toate ca venite de la tine. Să te respect atât de mult, să mă tem atât de mult de tine, încât să nu le calc, să nu le calc. Să trăiesc în lumina lor, spunându-ți astfel, zi de zi, că te iubesc din inimă, Doamne, mântuirea mea. Putem face asta? Vreți să facem asta? Dacă da, haideți să ne ridicăm. Iedidia a mers de la târât, de la iubitul Domnului, la târât de iubire. Eu vreau să vă spun în seara asta că fiecare dintre voi sunteți iubiții Domnului. Și în rugăciunea asta, fiecare dintre noi vrea să ceară, Doamne, până să rămânem iubiții Tăi până la capăt. Știm că ne vei iubi, dar dă-ne nouă puterea să nu plecăm din dragostea aceasta. Cu toții să ne rugăm.